Victor Ponta. Bună seara. Doamna Dăncilă v-a lăsat o întrebare, o vom... Îi mulțumesc, doamne Dăncilă. O să vi-o adresez la finalul emisiunii. Da. Așa cum este așezat formatul acestei emisiuni, începem așa, cu un set de întrebări. Pentru mine? Pentru dumneavoastră, eu am 10 întrebări. Eu nu sunt candidat, deci... Pentru dumneavoastră. Și dumneavoastră aveți un timp limitat de răspuns, un minut. Așadar, prima întrebare. Când veți candida din nou la o funcție importantă? Nu știu. Dacă voi mai candida. Anul ăsta nu. La aceste alegeri de ce nu candidați? Dumneavoastră sau pro-România? Pentru că, de ce nu candidează pro-România? Pentru că eu nu cred că e o competiție corectă. Partidele mari au un avantaj financiar, în primul rând, de media și așa mai departe. Partidele mici au fost scoase în 2020 de pe eșichier. Mulțumesc. Adică, de ce să te bagi într-o competiție în care nu sunt arme egale? Bine. Următoarea întrebare. V-ar plăcea să mai aveți un mandat de prim-ministru? Nu. Adică l-ați refuzat pe Marcel Ciolacu dacă v-ar propune? Nu l-aș refuza că nu-mi va propune. Dar de ce sunteți atât de sigur? Pentru că e alt context politic. Dacă atunci când îmi cere opinia Marcel Ciolacu, cu mare plăcere îi spun opinia mea. Uneori îi place, alteori nu îi place, normal. Dar... e un lux pentru el. Eu mă sfătuiam cu Adrian Năstase, cu Mugurii Sărescu, dar era o diferență mare de vârstă între mine și ceilalți premier. Eu cu Marcel Ciolacu suntem relativ apropiați. Și atunci avem o relație mai normală, așa, ca de egalitate. Când v-ați sfătuit ultima dată? Cred că duminică. Și ce i-ați spus? Nu pot să povestesc. Dar am fost foarte fericit că luni, nu în urma sfatului meu, în urma probabilului sfatului primit de la foarte mulți oameni, a luat o decizie foarte bună, să nu susțină prostia aia cu legea lui Iohannis. Bine, continuăm. M-am încadrat. Care a fost cea mai mare realizare a mandatului noastră de prim-ministru? Reducerea TVA-ului, în special la alimente, turism și, în general, măsurile fiscale pe care le-am luat și, chiar dacă nu mi-au folosit deloc politic, dar și acum oamenii cu mintea la ei și care trăiesc din munca lor, spun că au fost cele mai bune. Cred că am fost singurul premier liberal din ultimii mulți ani. Da, așa ați primit și câteva, mă rog, critici. Câteva? O mie, un milion? O să vă rog să-mi spuneți cum răspundeți criticilor care spun că v-ați distanțat de valorile social-democrate. Nu m-am distanțat, n-am fost niciodată un social-democrat în sensul lui Ion Iliescu, de exemplu. Sau chiar și în sensul lui Marcel Ciolacu, care chiar e social-democrat. Eu am fost un blerist. Adică nu sărac și cinstit, mai... Bogați și cinstiți, dacă suntem, e foarte bine. Și nu există să împarți sărăcia. Asta citesc din Blair, care mi-a băgat bine în cap. Mi-a zis, lasă oamenii să facă bani, după care, sigur, iei taxe, impozite ca să-i ajuți. Nu împărțim sărăcia. Și avea dreptate. Și acum cred că are dreptate. Bine, mulțumesc. Cum le răspundeți celor care vă acuză de oportunism politic? Au dreptate. Nimeni nu face politică dacă nu simte oportunitățile. De exemplu, eu acum n-am oportunitatea să candidez la nu știu ce funcție și atunci nu candidez. V-ați fi dorit? Cred că acum sunt mult mai deștept și mai experimentat decât acum 10 ani. Dar viața nu ți oferă totdeauna oportunități. Da, viața e lungă. Să sperăm, da. Mi-a spus că nu vă doriți un mandat de prim-ministru. Nu, mi-aș dori să-l sfătuiesc pe primul ministru și să mă asculte. Marcel Ciolacu mă ascultă, nu face ce zic eu. Face ce vrea el. Dar faptul că mă ascultă dă să o satisfacție. V-ați dori să mai candidați o dată la președinția României? Nu. Nici acolo? Păi nu, pentru că... acum când văd că Iohannis, pe bună dreptate, e cel mai urât și disprețuit om din România, mă gândesc că dacă, Doamne ferește, nu le ieșea chestia aia cu diaspora, cu nu știu ce, ajungeam eu președinte, acum trebuie să fiu pensionar. Mă chemați în calitate de pensionar detestat. Și nu mă simt încă pensionar. Bine, continuăm. Privind înapoi, ce ați face diferit în acea campanie, în campania prezidențială din 2014? Multe lucruri, dar orice aș face, tot aș pierde. Pentru că Iohannis trebuia să câștige. O singură dată am crezut că îl bat, după dezbaterea la Răș Bogdan, când a fost lamentabil.
Și tot a luat încă 3 milioane de voturi, deci n-a contat nicio dezbatere. Dovadă că nici n-a mai avut nicio dezbatere de atunci, corect, nu? De la dezbaterea cu mine, Iohannis n-a mai avut nicio dezbatere. Dar ce înseamnă trebuia să câștige? Trebuia să vină cineva care, uite, să ne îndatoreze cu 150 de miliarde de euro. Eu n-aș fi fost de acord. Eu adică oamenii votează degeaba? Atunci au votat împotriva lor. Și asta recunosc și ei acum, când sunt toți supărați pe Iohannis. Bă, ți-ai bătut joc de noi, ai zis că scăpăm de PSD, nici vorba. Ai zis că, nu știu ce, România e educată, ți-ai bătut joc de noi. Nu că au votat degeaba, au votat pe lui Iohannis împotriva interesului lor. Dar nu au făcut-o cu rea credință. Oamenii au făcut-o, domnule, îl urâm pe Ponta, că e enervant. Dar au votat împotriva interesului lor. Da, mi-ați spus că au apărut 3 milioane de voturi, părea că cineva le-ar fi pus așa cu mâna undeva. Așa s-a înțeles, am înțeles greșit? Da, nu vreau să spun că au fost voturi false, Doamne ferește. 3 milioane de oameni pe care dacă îi întrebați acum, bă, sunați-mă unul și spuneți-mi de ce ați votat cu Iohannis, nu o să sune acum niciunul. Acum cine trebuie să iasă? Eu sper să iasă, sper să nu mai fie cine trebuie. Sper să nu mai fie cine trebuie. Sper. Dar cine trebuie? Păi atunci trebuia Iohannis, că era al lor. Acum poate să iasă Ciolacu, poate să iasă Ciucă, poate să iasă Gioană. Cam dintre cei trei se poate alege președintele. Altcineva nu cred că are șanse. Bine, mergem mai departe. Ce v-au învățat... Răspund prea succint sau da, sunteți obișnuită cu ce mine? Ce v-au învățat campaniile electorale? Mi-era chiar dor, domnule. Da, și mie, de că nu ne-am văzut de ceva timp. Da. Că, na, tocmai am plinit Maria 10 ani, cred că nu ne-am văzut de când avea 6. Ce m-au învățat campaniile electorale? Nu ne ajung 3 ore să vă povestesc despre oameni, despre viață. Sunt câțiva oameni care rămân oameni în timpul campaniilor electorale, indiferent de rezultate și de riscuri. Și cei mai mulți la care instinctul de supraviețuire e mai important. Și nu îi acuz în niciun caz. Mergem mai departe. Ordinul prin care v-a fost retras titlul de doctor a fost anulat de Înalta Curte, practic. Normal. V-ați luat doctoratul înapoi. Întrebarea mea, dottore Ponta, vă este dor de Traian Băsescu? Nu, de Băsescu nu o să-mi fie dor niciodată. Pentru că e un tip super talentat, super deștept, spre deosebire de Iohannis, care nu mai deștept nu e, dar care și-a folosit deșteptăciunea și talentul, în special pentru a face rău. Nu mi-e dor de Băsescu deloc. Chestiunea doctoratului, luată înapoi? Încă una dintre cicatrici. Ca și mai tare m-a durut aia cu dosarul penal, penalul, Ponta, să nu știu ce. Sigur, le-am câștigat pe toate. Dar nu dă nimeni înapoi cei 8 ani pierduți aiurea. Știți când? Eu zic așa, un bărbat sau o femeie, nu contează în viața publică. 45, 50, 50, băi, are și minte destulă, are și experiență. Pe mine m-au scos pătușă pe degeaba, măcar dacă făceam ceva. Cu mintea și experiența de acum, public vorbind, politic vorbind, pentru statul român vorbind, în ce funcție ați fi bun? Ați bun la mai multe și la... Uiți-mi, vă rog, domnule Victor Ponta, știu că sunt la zona bun la dribbling. Cel mai mult am învățat ca prim-ministru și de când nu mai sunt prim-ministru, pe ce înseamnă o economie care poate să producă bunăstare în România. Adică ați fi bun la ministrul de finanțe. Mi-ați spus consilier, încerc cumva sincer să fiu, n-aș fi bun de ministru de finanțe, așa. Că primul lucru aș pune o bombă la Ministerul de Finanțe, că altfel nu văd cum se poate reforma acea instituție. ANAF-ul și mai rău decât Ministerul de Finanțe. Deci n-aș fi bun, nu. N-aș avea răbdare. Că acum vin din viața reală. Atunci nu. Atunci veneam din viața politică, care știi destul de puține despre... Dar acum vin din viața reală și când îmi dau seama, nu doar că nu te las, te încurcă cei de la ANAF sau de la finanțe, nu că nu te ajută. Ori scopul lor este să te ajute ca să produci mai mult, să plătești taxe mai mari. Ei te încurcă. E o realitate. Deci nu, n-aș fi bun nici de ministru de finanțe. Tocmai pentru că știu prea mult. De unde am pierdut? De la colegul dumneavoastră, Marcel Ciolacu, vă întrebam dacă va pierde alegerile, dacă va fi înălțat. Îi va fi greu. Îi va fi foarte greu. Îi va fi foarte greu. Pentru că... Na... Cei care l-au susținut pe Năstase, l-au dat jos pe Năstase. L-au susținut pe Gioană, l-au dat jos pe Gioană. L-au susținut pe Ponta, l-au dat jos pe Ponta. Au susținut-o pe Viorica Dăncilă, l-au dat-o jos. Poate să supraviețuiască, dar nu-i va fi ușor. Și e păcat un premier rănit într-un context economic și politic mai greu ca cel din 2010. Noi doi vorbim de mult chestii de economie. Situația pe bune e mai rea ca în 2010.
cu un premier rănit, e foarte greu. Va fi foarte greu. Credeți că va rămâne? Sper să câștige. Credeți că va rămâne prim-ministru? Va rămâne, că cine vrea să-și ia? E misiune imposibilă anul viitor să spui că gata, trebuie să facem ceva. Bine, și ultima întrebare. Marcel Ciolacu sau Mircea Geoană? Pe cine votez eu? Pe Ciolacu îl votez. Da, altfel, amândoi au făcut campanie pentru mine, nu pot să spun și n-am niciun motiv să spun ceva de rău nici de Ciolacu, nici de Geoană.